Oportunitate. Bună seara! Bună seara! Aveți o voce așa catifelată în seara asta. Aseară ați fost foarte dur în emisiune. Nu mi se pare. Nu mi se pare deloc. Mi s-a părut că am fost corect. Ceea ce intenționez să fiu în orice seară. Adică ce atunci sunteți. Când văd ceva, spun. Da. Asta e. Și o să spun și în seara asta, o să... Fac multe lucruri tari în seara asta. Da. Dar la asta cu primul Chiurtoș, dacă avea mustață, dacă își lasă mustața așa, domnul Dragnea, ar putea fi noua morsă competentă. Ați văzut că are mustața de morsă. Da. Practic, până la urmă tot n-am înțeles. Eu nici nu prea m-am uitat așa la astea noile jocuri politice. L-am văzut doar pe domnul președinte spună niște lucruri în principiu în regulă. Astăzi despre cum vede criza politică, nu mi s-a părut că e pe din afară în vreun fel, mi s-a părut un discurs în regulă, un singur amendament aș avea, dacă aș depune un amendament la discursul domnului președinte, depuneți. Ați aduce aportul este pleonasm. Adică aduce înseamnă aport, asta înseamnă aport. Da, ați zis așa? Aduce, da. Adică ți-aduci contribuția, nu ți-aduci aportul. Adică aportul de forță de muncă, adică aduci forță de muncă, știi? Asta da, asta înseamnă, adică aportul de capital, adică aduci capital. Asta, ați aduce, aducerea e un pleonasm. Asta dacă facem o meditație la limba română. Printre atâtea meditații, desigur, la fizică. Deci, domnul Ciuvică, până la urmă, domnul Orban e domne penal sau nu e? E penal. Este, nu? Că și eu cred că e penal. După criteriile domnului Iohannis. Păi da, păi nu după ale mele. După ale mele nu e dat după criterii. Domnul Iohannis e penal rău. Pentru că, vedeți... Nu mai pot, o să rămân, dacă continuă criza asta, de-aia sper să se și termine, o să rămân singurul care mai am încredere în domnul Iohannis. Că văd nu, că toți suntem ăștia, doi. Toți suntem ăștia doi. Care l-au votat, îl fac. Domnul Grindeanu a spus ieri în Parlament, nu votați, că îi dați toată puterea lui Iohannis. Și tot PNL-ul a ascultat pe Iohannis și n-a votat ca să nu-i dea... Pe Grindeanu. Și n-a votat PNL-ul ca să nu-i dea puterea lui Iohannis. Chestia cu penalii, acum, penal, vine doamna Gorghiu, da. Care a fost cu penalii în campanie, da. Și a luat și rezultate pe măsură. Sigur. Și zice că propune un penal da. Prim-ministru. Păi nu, haideți să le explicăm peneliștilor, celor doi, să le explicăm că de ce e domnul Orban penal, din punctul de vedere al președintelui Iohannis. Conform standard, din punctul meu de vedere nu e. Dar nu, pe standardele lui Iohannis e. De ce? Deci domnul Iohannis zice așa, dacă ai dosar penal, ești penal. Adică, ce înseamnă să ai dosar penal? Înseamnă că un procuror absolut discreționar, adică exact cum vrea el, începe, de exemplu, urmărirea penală în ceea ce te privește. Nu-l costă nimic să facă asta. Nu-l costă nimic nici dacă greșește. Nu-l costă nimic nici dacă se răzgândește. Adică poate să te urmească penal 2 ani și după 2 ani să zică, bă, te scot. Cum s-a întâmplat chiar cu domnul Ponta, parcă, de curând. A stat urmărit penal ce a stat într-un dosar, după care au zis, bine mă, hai că nu te mai urmărim. Scoatere. Deci, absolut la cheie, un procuror este la cherem unui procuror din punct de vedere domnului Iohannis, cariera politică a unui om. Fără ca ăla să răspundă sau să dea socoteală sau să argumenteze sau absolut discreționar, un procuror poate începe urmărirea penală, poate să te scoată de urmărirea penală, poate să facă ce vrea el din acest stadiu al dosarului. E, domnul Iohannis a spus că dacă ai dosar penal, ești penal. Acum, domnul Orban, în mod evident, are dosar penal. A fost și trimis în judecată. La prima etapă de judecată, e adevărat, a fost achitat. Deci niște procurori, niște judecători au spus, domnule, e nevinovat. E adevărat. Dar procurorii au făcut recurs. Deci procurorii în continuare cred că domnul Orban este vinovat. E penal. Și atunci au făcut recurs procurorii. Deci așa cum procurorii cu privire la un cetățean la începutul dosarului cred că ești numai bun de un dosar, pe sistemul Făi 2 9, ai chef de un dosar, nu? Așa, citesc din clasici, da? Așa, îți fac un dosar. Și ești penal, că au zis procurorii. Păi exact pe același sistem de gândire, domnul Orban e penal, că au zis procurorii. Chiar dacă judecătorii au zis, bă, nu ni se pare, nu-i nimic, mergem la alți judecători.
Deci, da. Procurori, înțelegeți? Este foarte simplu, adică e atât de simplu. Mi se pare foarte simplu. E foarte simplu, domnul Orban e foarte penal. Domnul Orban... Eu nu o să folosesc niciodată retorica lor. Eu o citesc, nu o folosesc. Da. M-am bătut prea mult pentru acest aspect. Și când a fost vorba de doamna Vasilescu, că făcea fațade pentru comunitate, da. Și când a fost vorba de Ludovic Orban, cu jegosul ăla de turnător al securității doamnei Chioveși, că îi dădea câte mesaje a dat? 7, 9, câte mesaje a dat? Urdăreanu. Da, vino mă, vino să-ți dau bani, nu știu ce, și pe care i-a zis și cuvântul ăla urât. Nu i-a zis rău. Nu i-a zis rău. Cum i-a zis, că nu mai știu. Da, în sfârșit. Nu i-a zis rău. Sigur că eu nu am avut niciodată această retorică, din potrivă am luptat împotriva ei. Ludovic Orban, eu am spus-o întotdeauna acolo, a fost o mizerie oribilă. Doar au vrut să-l scoată din candidatura de la prezidențială. A fost. Da, absolut, la primăria generală. La primărie, dar eu nu... Hai să gândim optimist, poate va candida la prezidențială. De ce să, de ce să pornim cu negativism, când putem să gândim pozitiv? Ce anume? Poate va fi premier totuși. Poate va fi premier, eu sunt fan. Dacă deci, credeți-mă, nu va mai fi penal până atunci. Nu, și dacă lăsa, și dacă e, cu atât mai tare. O decizie de achitare a unor judecători. Care da, și procurorii zic că în continuare e vinovat. Eu să știți că în România am înțeles că în procuror trebuie să am încredere. Mie așa mi-a zis domnul Iohannis, de fiecare dată. Că eu pe procuror trebuie să-i cred, dacă procurorii au zis, nu știu, mai vedem. Până la o decizie a instanței. Ei, vezi, asta e. Deci până la o decizie a instanței. Deocamdată... Acum n-a venit ceva, doamna... N-a venit. Ce nu e definitivă. Nu este definitivă. Nu este. Deci procurorii merg înainte cu acuzațiile. Aoleu, aoleu, e penal. Deci, revenind. Eu, pe domnul Ludovic Orban, nu vreau să, adică vreau să păstrăm o atmosferă cordială și prietenoasă și... Eu îl detest. Dintr-un motiv foarte simplu, domnul Ludovic Orban a fost la un moment dat subiectul unei manipulări foarte jegoase, da. Făcută de domnul sub acoperire, colonelul Robert Turcescu. Da. Robert Nicolae Turcescu, că îl cheamă și Nicolae. Da. Și eu văzând la vremea respectivă, acum mulți ani, împreună cu tine și alți vreo câțiva de la Antena 3, ce face ăla, colonelul sub acoperire, o chestie foarte jegoasă. El era la Realitatea pe vremea aia, colonelul sub acoperire. Și am simțit nevoia să reacționăm. Deci, cu accidentul ăla, că vai de mine, era un accident, că vrea Turcescu să fie accident. Era un scandal, nu se mai putea trăi în România, că vai ce accident a făcut Orban, dar era un accident făcut de Turcescu din vorbe. Adică era... Iar noi am luat apărarea până în pânzele albe, noi, pentru că așa pentru a fost corect. Că am crezut că așa e corect și așa cred și în zilele noastre. Așa cred fără și cred că am făcut bine. Fără să aștept vreo... Nu știu, nici măcar vreo recunoștință sau vreo... Nu, adică mi s-a părut că am reacționat corect, lucru pe care l-aș face și astăzi, fără să ezit. Dom'le, și se întâmplă, dăpățește trustul intact nasoalele de la Nentu Băsescu. Pățește cu dosarul telepatia, după aia pățește cu ANAF-ul. Apropo, sediile alea sunt în continuare goale. Absolut. Asta e bine, e foarte bine. Așa vor rămâne în timpul vieții noastre. Sediile alea vor rămâne goale, terenul ăla de la ICA va rămâne în continuare cum a fost tot timpul, pentru că de fapt e limpede cum a fost dosarul. Bun, în sfârșit, pe scurt, eu cu ochii mei l-am văzut pe domnul Ludovic Orban. Nu că mi-a povestit cineva, nu eu, pe persoană fizică, mă uitam la televizor, zapând am ajuns la B1 TV, unde era domnul Ludovic Orban, care cu mânie proletară ne înfiera, dar ne înfiera oribil. Mă rog, mai mult ne înjura. Practic ne înjura. Eu așa un om fără caracter am mai văzut. Dar Ludovic Orban se califică acolo pe primele locuri. Din punctul meu de vedere. Doar ca să-mi spun în 15 secunde ceva. Te rog. Turcescu și cei care îl puneau, toată lumea știe acum că era sub acoperire, vreau nu să-i facă un rău lui Ludovic Orban, vreau să-l scoată în viața politică. Exact. Vreau să spună că, de fapt, fusese beat la volan, că a accidentat o adolescentă, că a fugit de la locul accidentului, o serie întreagă de mizerie. Da, pentru că așa ziceau ei, nu zicea nimeni altcineva. Nimeni nu avea niciun fel de dovadă cu privirea lucrurilor alea. Familia fetei respective nu vroia să nici măcar să discute această chestiune, nu reclama acest lucru. Nu era niciun fel de dovadă pentru toate mizeriile alea. Insista el. În prima instanță, eu și apoi Mircea și au fost și alții, Victor Ciutacu și așa mai departe, i-am luat apărarea până în pânzele albe exact. Și acolo el
dacă el ar fi fost lăsat pe mâna acestor mizerii de oameni care linșau public, el nu-și termina mandatul de ministru al transporturilor ce era atunci. El și-ar fi terminat activitatea, viața politică, era gata cu el. Dar noi așa am crezut. Și nu spunem asta așa acum... cum am crezut și în cazul lui Becali atunci când a fost condamnat cu motivarea aia dementă. Becali care ne înjurase pe noi în modul cel mai infect cu putință. Și care, unii dintre noi, cum aș fi eu, încă ne înjură. Dar de la Becali n-am niciun fel de pretenție, nici de la Orban nu mai am niciun fel de pretenție, că atâta Hai să te las să faci emisiune. Altfel, nu, eu sunt fan să fie Orban prim-ministru. O singură persoană aș prefera înaintea lui Orban. Cine? Turcan. Da. Am această fantezie. Am această fantezie vinovată cu doamna Turcan să fie prim-ministru. Încetează. Dar pe locul 2, domnul Orban. Bine. Da. Dacă se poate să fie amândoi. Da, da, ar fi chiar foarte bine. Da. Mulțumim foarte mult pentru atenție. Și Nicu Șordan ar fi o idee, dar nici nu pot spera până într-acolo. Da, ce zi a fost Nicu Șordan, care acum e tehnocrat, deci